Salutare tuturor, sunt Galaxy pentru un nou video în care ne continuăm aventura pe Kingdom Come Deliverance. Suntem alături de Henry și ne-am pierdut echipamentul în episodul trecut, dar dacă nu mă înșel, numai aici l-am folosat. Să vedem dacă îl putem recupera. Oare pot sau nu? Sper că v-a plăcut episodul trecut, a fost un pic complicat, nu prea am înțeles tare bine mai nimic. Și a fost foarte interesantă experiența să fim Muan. Dar mai puteam să stăm acolo mai multe zile. Era mai șmecher. Normal că nu mă șel, aici m-a pus să-mi pun echipamentul. Sper că... Oh, este super! Este tot aici, e bun. Perfect. Ok, să echipăm care să o punem pe asta. Ok, ne luăm echipamentul tot. Punem pe cal, asta o punem și asta, luăm asta, nu ne trebuie. Colier. Sper că sunt echipat bine. Trebuie doar să-mi pun câteva chestii jos, să le arunc în ce numai ce este expirat, ca să putem să fugim. Bun, nu mă rog cum este. Ce fac? Este un purcel? Să ne luăm calul, căluțul nostru ăsta nou. Și nu știu dacă pot să trec, oare este ceva pod în care aș putea trece sau trebuie să conturnez? Pe aici cred că aș putea trece. Să pot. Ba. Dacă este apa mică. Aș pe partea asta. Este bun. Ok. Fă rămân blocat aici. E bun. Ok. Deci tot rămân. Bun. Ok. Stai. Fă-t un pic complicat până ce... Să mă obișnuiesc și un pic cu jocul, că nu m-am mai jucat de mult, doar acum câteva zile am reînceput iară. Ok, este locul unde mi-au indicat. Normal mi-a zis ca să aprind focul, dacă nu mă înșel, da. Și să aștept. Se pare că mi-am amintit destul de bine. Ok, se pune Henry să doarmă. N-a venit nimeni. Morning, sunshine. Bună. Sper că nu te-am trezit, frumosule. Chiar ai nevoie ca să mă surprindeți ca niște hoți? Da, ceea ce suntem. Trebuie să ne asigurăm că nu ai fost urmărit de nimeni și că nu cam să ne întinzi o capcană. Și ca să terminăm, să trecem la lucrurile serioase.
Am înțeles că a fost și dar se pare acordul nostru a fost l-ai luat bine, foarte bine, ai lucrat cum s-a trebuit. Ce credeți că n-ar fi fost? Dar toată lumea sunt niște idioți. Da, ai dreptate. Ne-ai arătat de ce ești capabil. Ok, am zarul lui. Da, zarul. Da? Da, este a lui. Și ce-ai făcut cu corpul? L-am îngropat. L-am dus afară și l-am îngropat. Dar de ce ai făcut aceasta? Ok, cel puțin nu crede nimeni că a fost o crimă. Chiar vrei să-mi zici că nu sunt capabil de așa ceva? Zici că sunt un mincinos? Hai să zicem asta. Da, e adevărat, n-am lăsat corpul acolo, dar să nu fie și am pus o pierdut doi tineri. Credeți că o să... Nu, nu, doar vreau să mă asigur că ai reușit. Că nu poți să mă implic. Deci trebuie să-ți fac încredere, da. Și acum? Acum că, bun venit, avem nevoie de persoane ca tine. Ce vrei să zici? Eu sunt doar o persoană care mă ocup ca să recrutez noi. Du-te la câmpul nostru și o să afli mai multe informații. Unde e asta? Poți să zic că nu ai remarcat unde este câmpul, dar nu ești prea. Urci sus pe câmp lângă de la Sasu și este o veche fortăreță, adică un vechi castel abandonat. Du-te acolo și spune să te prezinti la Eric. Și aproape am uitat. Arată-i asta, spune că l-ai omorât pe Pi. Este tot? Da, este tot. Apoi restul o să vezi ce o să se întâmple în Vanic. Hai, grăbește-te. Cum am zis, avem impresia că se prepară ceva gros. Ok, deci să vorbim cu Hanuș. Ok, să mergem să le spunem la Hanuș și Radic ce se întâmplă despre anchetă și cred că va trebui să mergem din nou. Data trecută când ne-am fost zisă lui Radic că mă duc, mi-a arătat un eșec și așa încercăm să facem cât mai multe misiuni. Am ajuns
Și să vorbim. Sper să nu mai îmi largheze, poate a fost doar acolo când a fost la mănăstirea aia. Uite pe capitanul Bernard. Nu. Ok, sunt aici, Hanuș și Radic. Sir, I have news, and I'm sorry to say it's Mr. Bernard. Ancheta mea începe să avansează. Cu toate acestea, ce ne poți anunța? Ce ai mereu să ne anunci? Mi se pare că da. Și o să înceapă să atace ceva mai mare. Și? Cum adică o să înceapă? Se pare că câmpul din Privislavis n-a fost doar el, cum așa? Am fost ca să lucru și lucru pentru ei acum. A, tu o să mă surprinzi de timpul. Și ce ai găsit? Că au un alt câmp, mult mai mare, în Vanyek. A, cine sunt aceștia? Nu știu, vreau ca să colonizeze regiunea sau poate cine știe cum. Unul dintre ei mi-a dat un emblemă și mi-a zis unde se găsește câmpul lor. Nu rămâne decât să rămân. Nu este nici. Dar, după tot ce am obținut, ar fi un joc de copil și trebuie să-i atacăm în primul înainte ca să degenereze. Ar trebui ca să îi legăm ca pe niște câini. Și încă o dată un nou sort. Ne-ar prinde foarte bine un spion în casă. Nu vreau să iau riscuri inutile. Cel puțin este mai riscat. Foarte bine, Hal. Du-te acolo, adună informații și planuri. Tot ce știi. Dar ai grijă. Ok, șef. Mult noroc, copile. Deci cum să merg? Să călătoresc până aici rapid și după aia să merg cu calul. Că zona aia încă n-am deblocat-o. Și va fi mai simplu. Adică să sperăm. Trebuie să iau asta sau următoarea? Ok, tot un nou. Mergem aici și apoi.
Carul ăsta este destul de bun, are și energie față de fostul nostru căluț. Nu știu ce vrea tipul ăla, dar nu o să mă bag cu el. Mai avem mult? Să avem de traversat un râu, un lac. Oh, este micuț, e bun. Chiar că a zis că este pe o pantă destul de mare, pe un munte. Cred că am ajuns. What the fuck, dacă am reputea reconstruie și Vanic. Să căutăm o intrare. Să vedem. Atențion. A, deci dacă mergem aici, toate chestiile care nu le-am validat, ca să nu invalidăm chestiile care le-am început deja. Să văd ce chete am început, au fost ceva chete interesante sau... Ok, deci... O să continuăm așa, n-are nimic. Avem niște puncte de culoare de aici, să vedem dacă ne ajută la ceva. Ok, nu ne interesează. Se pare că aceasta este intrarea. Și odată ce intrăm, o să se întâmple ceva. Asta este de știut. Bună, ce vrei? Vreau să intru. Vreau să intru. Stați-mă să intru. A, ți-ar plăcea? Care este parola? Ok, să-i arătăm chestia aia cine a dat-o. A, deci. A, de acord, bun venit în Varnic, camarad. Mulțumesc pentru că m-a primit așa, o primire călduroasă. Ok, du-te la Eric. That was easy. Now I better take a look around here. What the fuck? Zici tu de mult aici? Bandit, mamă, și se echipați. What the fuck? Ești ieci? Dar nu mă recunoște. Uite pe zieci. Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. This must be where the command is. Okay. Unu, okay, să vedem pe Eric. Unde e aici Eric? Nu. Aici. A, uite-l pe Eric. Ce vrei? A venit din partea lui Kurzbishek. A, ah, este aici ca să ne ajute. Ești tipul de la
Mânăstire, da, șef. Ah. Chiar l-ai omorât pe acel trădător, da, șef. Ok, foarte bine. Dar să fiu sincer, nu cred că ai avut, nu ai avut norocul să ne areci. Da, mă cunosc un pic, știu. Da, știu să mânuiesc o sabie. Ok, înainte trebuie ca să ne arezi de ce ești capabil. Du-te să vezi pe Vaniac, pe maestru în arme. El o să ne zică repede. Ok, este vorbești pe tuma lângă arena din. Ok, am înțeles, șef. Mă, what the fuck, dar numele lui tipul ăla, ăsta care zice să ne antrenăm, zice ceva. Vaniec. Ah, da, acum mă amintesc de el, este. Tu ești maestrul? Da, sunt eu. Ce vrei? Mă numesc Henry. Harry mi-a zis să vin. Cum mă descurc cu sabia? Ah, încă unul. Vrește că-ți face lucrul. Nu este ca toți acestea țăranii pe care mi-i trimite, care nici nu știu să se bată. Doar cu o furcă mână. Hei, am impresia că te cunosc de undeva, mi-amintești de cineva. Da, ne-am întâlnit la Scalis. Da, mi-amintesc, ne-am întâlnit la tavernă. Ai o armă sau vrei să iei una de acolo după ce ești gata? Da. Da, nu m-ai pregătit ca niciodată. Arată-mi de ce ești capabil. Din două l-am și le-am dat numai în cap, trebuie să știi moară ce l-am dat unul în cap. A, m-ai luat. Ești mult mai bun decât toți acestea ce ne-a adus, bravo. Ah, da, m-am antrenat un pic, nu pot să cred. O să-i zic tot că ești foarte bun și chiar și pe maestru Vanek a fost în trecut. O să te învăț ceva. O să te învăț o fentă. Foarte bun. Ok, deschideți bine ochii înainte. Ca să spun, să te timpul să te ții bine pe picioare și cu picioarele. Da, cred că am înțeles. Ok, să mergem să vedem pe Eric. Ok, am urcat niște puncte de conveniență, să vedem, aici avem o lectură, ce putem să facem, magistral, ok, ah, bun, ăsta ne dă două când încercăm să mițăm gărzile, o forță, avem 10 mai știu ca și când îi dăm la cineva în cap să-l adormim, ok, luăm asta, și să vedem ce mai avem noutăți. Aici nu trebuie ca aștept să am nivelul mai mare ca să pot să deblochez restul. Ok, zice că îs care ne cumpără chestii furate, ok. Acceptăm asta că ne interesează. Și ce mai avem? Ok, nu mai avem nimic doar atât. Am impresia că o să se întâmple ceva, nu știu de ce.
Da, am știut că se întâmplă ceva. Ce pot? Ce este? A venit, m-am bătut pe maestru și mi-a ordonat ca să... Ce s-a întâmplat? Ți-ai pierdut limba? Haha, îmi amintesc. Maestru tânăr, nu pot să cred că ești aici. Și este și reciproc. De când reclutați oamenii lui Radzic? Da, acest băiat cu o inimă foarte mare. Și asta cauți? Nu-i asta, tânere? Păi da, what the fuck, mă, fete, tipul ăla care l-am văzut la început, care a fost cu Radzic, el este în spatele toate astea. O să revină la el. Îmi pare rău că să te dezamăgesc, dar pentru propria ta securitate a trebuit să-ți iau toate armele. Și să te estimi fericit că ești încă în viață. Sunt sigur că tatăl tău o să plătească foarte mult pentru libertatea ta. Tatăl meu e mort. Și... A, nu știe Eric. Nimeni nu i-a zis. Și mi-au zis mie și nu i-au zis lui. Ce... Tânăr, sunt sigur că ai fost preferat să auzi din gura altcineva, să zic, într-un context mai diferit, dar tatăl tău, de fapt tatăl tău adevărat, este în viață și chiar îl cunoști. Este lordul tău, Radzic Kobyla. What the fuck? Și toate acestea contează foarte mult la ochii tăi. Și ca tine, un orfelin, nu ți-a zis nimic. Părinții tăi sunt morți amândoi. Ceea ce ai fost crezută, dar... Radzic, tu nu ți-a zis nimic. Fiindcă e rușine cu tine. Mă întreb dacă o să plătească ceva de tine. De fapt, o să văd. Dacă tatăl tău nu o să vrea să plătească, nu o să mai fi de niciun interes. Tatăl meu e mort. Pot să înțeleg ceea ce simți acum, dar ai avut o copilărie. Destinul. Avem un destin comun. Ok, tot ce acum este ca să aflăm de ce ai venit tu aici. Am venit să caut sabia tatălui meu și să-l omor pe ala care mi-a furat-o. Uite, ai găsit-o. Mă întreb, nu are importanță. Ok, n-am apucat să văd. Chiar și în poziția asta ta mă ameninci? Nu știu de ce. Când tatăl tău adevărat o să plătească, o să-ți dau ocazia să încerci. Foarte generos din partea ta, nu? Radzic o să te distrugă. Și știu că v-a admirat. Chiar nu cred. Fiindcă ești un spion în câmpul nostru și se pare că trupele tatăl tău nu sunt prea departe. Și ca regele în captivitate, nimeni nu o să vină să te ajute. Chiar și asociatul Hanuș și Diviș nu o să poată să facă nimic. Sunt ok, care poate pe Sigmund și o să plătească. Și după ce am câștigat, concheta o să fie toată mea și eu o să mă ocup de tot. Deci, uitați-l pe noul lord. Nu o să ai niciodată nimic. L-ai auzit vreodată vorbind de lordul Socul din Lumber, care s-a bătut cu regele și după aia i-a furat tot? Cum fac eu acum? În război este război. Nu contează ce se întâmplă. Este timpul. Îmi pare rău, am afaceri mai importante de reglat, deci o să las pe Odo aici ca să-ți țină companie. Să sperăm că pentru binele tău și al meu, ca tatăl tău să plătească. Odo, învață-l bune de maniere. Eric, să mergem. Mm-hmm.
What the fuck, nu m-am așteptat la asta. Radic. Dar normal, atunci când a zis că... I-a zis fiule, atunci a fost ceva ciudat. Ei, mă auzi? Bună, chiar că te-a bătut foarte rău. Cine? Încearcă să bei. Dar cine e asta? How do you know my name? Cum te cunoști numele? Don't you recognize me? Nu mă recunoști. Ah! E Zieci. Zbisek. Zbisek. You fucking traitor. Ești doar un trădător. You throw me to those bastards and then look me in the eye. Tu m-ai livrat la celor duri și când mi-ai zis mai încet. Maybe we started off in the wrong. Poate că n-am început foarte bine, dar am ocazia ca să te scot de aici în viață. Vrei să te ajut sau nu? Bineînțeles că vreau. Foarte interesant. Și ne ajută Zieci. Ce vrei? Tu ce vrei? Vreau să te scot de aici, dar prefer... Sau dacă nu, descurcă-te cum vrei tu, până ce nu o să te bată unul. De ce mă ajuți? Ce ai de câștigat dacă mă scoți de aici? Am treburile mele și vreau ca să... Și vreau o să te coste și câțiva bani. Chiar din partea ta, care te-ai trimis ca să mă asasineze când am încercat să mă îngrop părinții? Poate că n-am început bine între noi, dar am ocazia ca să mă revanșez. Și lucrurile mele, Eric le are. Încearcă să le recupere, ar fi o misiune sucid. Să te omor formidabil. Nu mai bine ca să porți ceva de discret. Nu pot face nimic. Dar nu pot. Ok, deci n-am voie. Ok, deci ce vrei să mă ajut? Care sunt motivațiile tale? Care este problema ta? Este doar o afacere personală. Nu te cred, spune adevărul. Vrei să faci tu ceva, dar trebuie ca să mă convingi că dacă nu, nu o să mă mișc de aici. Nu este o zi din când nu pot. Am văzut toate asasinaturile acestea și contra unii și alții. Și chiar dacă sunt mai tânăr, a viața de Mandin este cum ți-ai imaginat. Nu ai inima așa tare și din timp vrei ca să schepi și tu. Vreau doar să duc o viață normală. Am nevoie de sinceritate și de un pic de bani și dacă te scot de aici sper să-mi dai. Și nu să te coste doar ceva foarte puțin. Și de ce să nu mergi singur? Fiindcă toată lumea aici sunt un fel de haiduci. Și după tine, cât timp poți să creadă? Deci să plecăm atunci. Dezagăm. Asta am vrut să aud, dar înainte promitem că o să-i zici lui Radic că te-am salvat și că ai o recompensă. Ai cuvântul meu. Ok. Ok, dacă am cuvântul tău, ascultă-mă bine. Știu până am putea ieși, un câmp este, te înnești și putem coborâ. Ok, zice că este un fel de loc unde putem să coborâm și am putea să sărim dincolo și am putea să fugim. Ok, este tot? Deja, trebuie să ajungem acolo amândoi. Nimeni să nu ne vadă nimeni și... ca să am grijă de tine și să stai în umbră și să eviți. Eu mă duc primul. Nu trebuie să te vadă nimeni. Și odată, după ce am sărit gardul ăla, luăm în stânga și atenție ca să nu ne vadă nimeni să ne omoare. Ok, ne vedem la lac. Ok, mult noroc. Bună.
Deci aș vrea să-mi recupăr și echipamentul, dacă se poate. N-am cules. Hai să bem una din asta, să ne urce un pic viața, energia, și mi-ar trebui un croșet. Uhuhu. Fac, m-a văzut tipul ăla. Cred că mă omoară. Nu pot face nimic. Hai, omor, mă dată. Da, eu pe el nu o să-i scad viața în veci. Hai, omor, mă dată. Deci este aici, am văzut un cufăr? Da. Bă, dar asta e serios, asta nu pot să mă omoare, are sabie și nu. Hai, dă-mi. Da, păi asta stă până mâine, e să mă omoare. Fuck. După ce am murit, acum să încercăm să mergem mai liniștit un pic. What the fuck, eu nici nu am văzut tipul ăsta. N-am mai avut mult. Deci am văzut aici, în cealaltă tură, era un... Da, era un cufăr. Unde am luat culesul ăla ce nu avea nevoie. Să ne urci un pic viața. Ne-a luat echipamentul bun. Să ne echipăm sabia, ne luăm sabia asta. Ok, pentru arc. Una asta le dăm jos că nu ne trebuie de la mod. Normal, suntem buni, acum suntem echipați. Aici este un cufăr, să vedem dacă vă găsim ceva interesant. What the fuck? 1,9 lumaia. Luăm asta, asta și banii. Dar deja suntem prea încărcați. Nu pot. Să avem una din asta.
Asta să aruncăm. Bun, ok, hai să reparăm tot aici. Ca să ne mai scade din... din kilograme, din kilo. Și acum ce să dăm? Trebuie să aruncăm ceva ce nu este prea valoros, dar destul de greu. Asta e 1,2, ca iară. Aia nu pot, că sunt din alea mai speciale. Exemplu astea. Cam așa asta, se de meci în arme. Ok, pe asta suntem obligați. Și... bun, acum suntem la fix. Am impresia că tipul ăsta o să se întoarcă aici. Deja suntem plini, nu putem. Ok, deci pe unde am putea merge? Aici am văzut că este un tip iară. Sunt doi tipi. Nu știu cum să trec pe lângă ei. Fuck! Ok, a, deci este doar unul, e perfect, aici este bun. Acum apropii de el, nu sunt sigur că o să-l omor. Înțeleg aici, deja... hai deodată... hai deodată... doar singura soluție ca să pot să scăp. În umbră. Tot fac vine un tip aici. Nu este nimeni. Aici trebuie să merg, dar nu știu cum să fac să merg. Come on, let's go.
Deci trebuie să scăp de ei, dar cum reușesc să scăp aici? Să vedem. Nu! Să nu cad aici jos. M-au pierdut. Ce prost e ăla? Și-a tras tuma colegul său. Păi să-l omorăm și numai este bun acolo. Să vedem, avem acces la car. Acum am acces, n-am încă acces la car. O să ne aprindem acum torța. Dacă trebuie să merg mult, să văd. Nu sunt aproape, e bun. Deci să vedem acum unde e. Uite-l. 10. Ok, bun, ești liber. Acum să vedem ca să-ți faci și tu partea ta de înțelegere. O promisiune este o promisiune. Nu-ți face griji, oricum îți țin promisiunea. Să ne întorcem în Ratai și să-l vedem pe tatăl meu și... Ca să nu dai banii pe mine, ok. Trebuie să plecăm de aici cât mai repede posibil. Din partea ta este ciudat, dar mesajul tânănă mi-ar... Imaginez că ai un cal, da. De fapt, nici nu m-am gândit la asta. A, deci din așa lua calce din nou. Normal mi-a recuperat armura și de ce el încă n-are armura? Este ciudat. Bun. Fii așa. Tipul de încărcare este destul de lung. Foarte lung și este un pic plictisitor când trebuie să aștepți atâta. Any word about your boy, Ratzig? Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry. Father? I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranjic. But now I know what they're planning.
being planned? And who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigismund pillaged Skalitz. Sir István Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Franjik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sassau. It's inaccessible from three sides, surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle. Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranjik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and saved my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranjik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry István, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with. Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son.